Să știi că ești unic, că niciun român niciodată nu a făcut ceea ce ai reușit tu și că, probabil, nici nu o să reușească în timpul vieții tale. Copleșitor sentiment. Cu toate acestea, Dumitru Prunariu, căci despre el este vorba, povestește detașat despre conjunctura care i-a permis să aibă o carieră unică. În urmă cu 36 de ani, mai exact pe 14 mai 1981, scria istorie pentru țara noastră. A participat la misiunea Soyuz 40 în cadrul programului spațial Intercosmos, alături de cosmonautul sovietic colonelul Leonid Popov. Dumitru Prunariu și-a început calea spre stele de la cercul de aeromodelism de la Casa Pionierului Brașov, unde construia planoare și avioane în miniatură, visând să devină constructor de aparate de zbor. Avea 17 ani când a dobândit premiul republican la concursul de creații tehnice Minitechnicus. Carnetul său de membru Minitechnicus avea numărul 103. 11 ani mai târziu avea să devină cel de-al 103-lea pământean ajuns în cosmos. Din totdeauna oamenii și-au pus o întrebare esențială. Cine suntem noi? De unde provenim? Ne-am născut ca specie oare aici pe pământ? Sămânța din care am provenit a fost adusă sau s-a născut aici și de aici probabil s-a răspândit și în alte părți din univers. Iar această întrebare a fost dintotdeauna caracterizată de curiozitate. Și orice investigație deosebită, orice progres realizat s-a obținut prin faptul că omul a fost curios să descopere mai mult decât a știut, să descopere lucruri noi, teritorii noi și, cum spunea și Einstein odată, cel mai interesant lucru, cel mai miraculos, misterios, este faptul că ești curios. Curiozitatea reprezintă un factor deosebit în devenirea umană. Și astfel oamenii au avut posibilitatea și au efectuat demersuri pentru a investiga la început pământul pe care am trăit dintotdeauna. Mai târziu și-a construit corăbii, s-a dus pe ocean, a descoperit lumi noi, au primit diverse denumiri și știți de ce America se numesc Indii, de ce Cristofor Columb a ajuns unde a ajuns, cum au fost descoperite teritoriile din nord, din sud, Antarctica și așa mai departe. Și ce s-a descoperit acolo? Mai departe, oamenii au reușit să-și construiască aparate de zbor și au constatat că lumea este mult mai mică decât și-au închipuit-o și că distanțe mari pot fi parcurse în timp scurt și că la un moment dat se poate face chiar un ocol al Pământului la bordul unui avion, dar în multe zeci de ore. Iar apoi a reușit să-și construiască nave cosmice și să constate că o rotație completă în jurul Pământului poate să o facă doar într-o oră și jumătate, admirând planeta din afara ei și înțelegând mult mai mult complexitatea ei, a proceselor de pe suprafața ei și a tot ceea ce se întâmplă aici, jos pe Pământ. Am zburat la bordul navei cosmice Soyuz 40, ultima navă cosmică de primă generație, Soyuz, și la bordul stației Salyut 6, după care a venit Salyut 7, a venit stația Mir și acum este stația cosmică internațională. Mulți specialiști, chiar specialiști mai tineri, internaționali, mă întreabă: ei, cum a fost la bordul stației cosmice internaționale? Zic, băieți, am zburat acum 36 de ani în cosmos. Pe atunci nici nu era vorba de stația cosmică internațională, care are 16 ani acum. Dar la bordul lui Mir, nici Mir. Dar la bordul aceea a zburat, Salyut 6, care a fost prima stație care a găzduit echipaje internaționale. Inclusiv pe primul cosmonaut, nerus și neamerican din lume, pe cehul, ceoslovacul de atunci, Vladimir Remek, care anul acesta a făcut 70 de ani, care este acum ambasador al Republicii Cehe la Moscova și care 8 ani a fost parlamentar european. Și care are un cuvânt de spus în procesul de transformare al țărilor est-europene în structura nouă a Europei. 3 ani de zile a durat pregătirea împreună cu Leonid Popov, cu rusul Leonid Popov, cam 8-9 luni, pregătirea practică la simulator, pregătirea în diferite zone geografice în caz de aterizare, amerizare, de avarie. Eram pregătiți pentru orice, în orice condiții de revenire cu avarie, dacă era cazul, din spațiul cosmic. Dar totul a decurs cu bine, ne-am efectuat programul de cercetări științifice în spațiul cosmic,
Am trecut prin toate perioadele dificile de adaptare la condițiile de imponderabilitate, toate transformările din organismul uman. Perioada petrecută în spațiu nu a fost ușoară, datorită modificărilor care apar în organismul uman în imponderabilitate. Dumitru Plunariu a avut, printre altele, dureri de coloană pe tot parcursul zborului cosmic, dar a reușit să ducă la capăt cu succes toate proiectele. Echipajul format din Plunariu și Popov a revenit pe Pământ după 7 zile, 20 de ore și 42 de minute, pe 22 mai 1981. Aterizarea a fost cu unele peripeții. Parașuta celor doi cosmonauți s-a deschis cu 4 secunde întârziere, ceea ce le-a dat tuturor mari emoții. Astronauții au fost decorați cu cele mai înalte ordine ale României și Uniunii Sovietice și au devenit eroi. Pentru mine totul a fost noutate. Am participat la primul meu zbor cosmic. Un prim zbor cosmic cu nave tip Soyuz, care nu sunt recuperabile, reprezintă în primul rând un zbor test pentru nava propriu-zisă. Nava nu mai zboară înainte pentru a fi testată în cosmos. Pentru prima dată e testată și toate sistemele ei, funcționarea lor, sunt testate în cadrul zborului efectiv. Și o primă fază în zborul cosmic o reprezintă testarea de către astronauți a tuturor sistemelor navei, funcționarea lor, etc. Se întâmplă uneori să găsești defecțiuni, ai la dispoziție o serie întreagă de metodologii pentru a călcăbui informația transmisă de anumite aparate, combinarea informației de la alte aparate, ele așa sunt gândite, pentru a suplini reciproc o serie de funcționalități, deci toate sistemele sunt dublate, unele dintre ele chiar triplate, cele mai sensibile. Și după aceea efectuezi zborul propriu-zis, manevre cosmice, cuplarea cu stația orbitală, activitatea la bordul cu stația orbitală, decuplarea, sunarea și aterizarea. Desigur, aterizarea este cea mai dificilă perioadă a zborului cosmic, pentru că în atmosferă și pe Pământ, un modul mic, 2 metri pe 2 metri, sub formă de clopot, frânezi de la 28.000 de km pe oră până pe la 900 de km pe oră. Frânatul cu un bolovan ăsta care cade prin atmosferă nu este chiar atât de simplu, suprasarcinile sunt mari în interior, trepidează puternic, vibrează, manevrează, totul automat, nu poți să faci nimic, și aștepți cu nerăbdare ca sistemul să deschidă parașuta și să cobori pe Pământ. Desigur, am mai și publicat, am mai povestit, am avut o mică problemă cu parașuta. Mi-i spune mic acum, dar atunci ne-au trecut toate sudorile. Și parașuta s-a deschis mai târziu decât trebuia. Se făcuse deja liniște totală în centrul de urmărire a zborului. Noi auzeam prin cască, prin radio. Noi am trecut, ne-am uitat unul la altul, ne trecuse retransmitații greci. Ne gândeam așa undeva subconștientul lucra. Ziceam ce gaură mare vom face jos. Dar parașuta s-a deschis și am aterizat cu bine. A fost chiar bine aterizarea cum trebuia, bătea vântul, ne-a trântit la ferat, ne-a mai dus un pic parașuta pe Pământ, ne-a mai scuturat bine până când s-a oprit. Am reușit să o largăm și au venit de echipajul de salvare să ne scoate din capsulă. Este un sentiment deosebit. N-aș spune ciudat neapărat, dar deosebit. Pentru că dacă te tot plimbi pe Pământ, chiar cu avionul dintr-un loc în altul, vezi planeta de la suprafața ei, o vezi de jos, vezi o suprafață limitată. Dar când ajungi în cosmos și o cuprinzi dintr-o privire pe toată, înțelegi că ea reprezintă, de fapt, un tot unitar. Și că tot ce se întâmplă pe Pământ, rău sau bun, are repercursiuni. Repercursiuni mai devreme sau mai târziu, la nivelul întregii planete. Iar înțelegerea acestui lucru, pe lângă aceasta conștientizarea faptului că atmosfera terestră este extrem de subțire, văzută de acolo din cosmos, e așa cum e coaja unui măr pentru un măr. Cam așa e atmosfera pentru Pământ. Și totuși în ea se produc toate fenomenele biologice, viața, plante, animale, insecte, oameni, toți trăiesc aici. Și când îți dai seama cât de poluată este, inconștient sau pentru profit conștient, dar cu consecințe globale, îți dai seama că trebuie să lupți totuși să-i faci pe oameni să înțeleagă că altă casă nu avem, că de această casă trebuie să avem grijă și ea trebuie să trăiască multe alte generații după noi, nu numai noi. Deci cam acesta este sentimentul când ajunge acolo sus. La revenirea pe Pământ, o perioadă dură de acomodare o reprezintă primele ore. După un zbor scurt, deci am zburat tot zile. În prima oră n-am putut să mă țin pe picioare. Deci după
percepi susul și josul din nou, așa cum le percepeai înainte. Mușchii, hai să zicem că te susțin, dar și aceea cu multe greutate, cu câteva zile de zbor, după ce am grăbit, am făcut febră musculară mergând, pur și simplu. De regulă, adaptarea organismului pentru a-și reveni complet la normal, cum a spus Cosmic, durează cam tot atâta cât a durat zborul. La 36 de ani de la călătoria în spațiu, Dumitru Prunariu a aterizat și la Craiova. Prezent la zilele Facultății de Științe, cosmonautul le-a vorbit studenților despre lume, univers, infinit, trecut și viitor. Știți bine cu toții că primul om care a zburat în cosmos a fost Yuri Gagarin în 12 aprilie 1961. Zborul cosmic a constat dintr-o rotație completă în jurul Pământului, efectuată în 108 minute. De la el, o serie întreagă de evenimente cosmice s-au succedat. Prima femeie în spațiul cosmic, Valentina Tereșcova, în 63. Prima ieșire în spațiul cosmic deschis din nava cosmică, Alexei Leonov, în 1965. Prima misiune internațională, în 1975. Americanii cu rușii, în prim război rece. Dar, ceea ce este foarte important, este că în acea perioadă istorică, la numai 8 ani de când omul a ieșit în spațiul cosmic, un alt om a reușit să pună piciorul pe un alt corp ceresc, pe Lună. Este adevărat că Luna nu se află departe de Pământ, vreo 380.000 de kilometri, față de Marte, care e la vreo 60-70 de milioane de kilometri, în funcție de conjunctura cu Pământul, în cea mai favorabilă conjunctură. Dar totuși Luna este un alt corp ceresc, iar acel eveniment a rămas istoric pentru întreaga omenire și pentru totdeauna. Neil Armstrong spunea că acela a fost un pas mic pentru om, pentru el, dar un salt uriaș pentru omenire. Și într-adevăr, așa a și fost. O zecime, e adevărat, doar o zecime dintre cei care au zburat până acum în spațiul cosmic sunt femei. Deci din 554 de oameni cât au zburat până acum, eu am fost al 103-lea la vremea mea, 58 sunt femei din 9 țări ale lumii. Dintre aceste 58, 45 sunt americance, pentru că s-a zburat foarte mult cu naveta spațială, care ducea echipaje de câte 7 oameni odată. Printre ele o remarcăm, desigur, pe Valentina Tereșcova, care a zburat în 63, prima americană care a zburat în cosmos, Sally Wright, la 20 de ani după Tereșcova, în 1983, prima franțuzoaică în spațiul cosmic, Claudine Mirren, în 1996, o altă europeancă care a zburat mult mai de curând în spațiul cosmic și face parte din ultima selecție a Agenției Spațiale Europene, încheiată în 2009, Samantha Cristoforetti. Cooperarea internațională, spuneam, că a început chiar în perioada războiului rece, atunci când rușii și americanii se confruntau în plan internațional. Doi șefi de stat de atunci s-au întâlnit și au spus ce ar fi să alătăm Lunii, că putem și coopera. Și astfel a fost planificată misiunea Soyuz Apollo, a fost un proiect internațional care în 1975 a trimis două echipaje, unul plecând din Statele Unite, unul plecând de la Baikonur, cosmodromul sovietic de atunci, care acum este în Kazahstan. Au efectuat o joncțiune în spațiul cosmic după mai multe manevre cosmice, au trecut echipajele dintr-o navă în alta, au efectuat o serie de experimente comune, activități simbolice și s-au reîntors, arătând lumii că în domeniul cosmic, doar cooperarea internațională poate să rezolve numeroase proiecte și să ducă la promovarea unor proiecte internaționale de mare anvergură și foarte costisitoare. Naveta spațială a reprezentat un pas major în explorarea spațiului cosmic, fiind un vehicul de alt tip decât cele folosite până atunci. Fiind asemănător unui avion, era lansată ca o rachetă, cu ajutorul rachetei purtătoare a navetei spațiale, dar revenea în atmosferă și ateriza ca un avion. Deci era recuperabil. A fost un prim pas spre a recupera o parte din infrastructura trimisă în spațiul cosmic, extrem de costisitoare de altfel. Iar primul echipaj care a dus o navetă în spațiul cosmic și care a aterizat-o exact cu o lună înainte să plec eu în spațiul cosmic, deci zborul navetei atunci a durat 2 zile, din 12 aprilie până în 14 aprilie 81, a fost Robert Crippen și John Young, doi astronauți americani foarte valoroși, care deja au intrat de mult în cărțile de istorie, nu numai ale cosmonautice, dar în general ale științei și ale realizărilor umane în secolul trecut.
Omul care a stat cel mai mult în spațiul cosmic, continuu, neîntrerupt, este Valeri Poliakov, un medic rus, care în perioada ianuarie 94-martie 1995 a rămas în cosmos 438 de zile neîntrerupt și a efectuat numeroase experimente medicale pe propriul organism. A fost un cobai, de fapt. În continuare, este bine, își desfășoară activitatea. A ieșit la pensie, dar colaborează științific cu același institut de cercetări medico-științifice, medico-spațiale, științifice în spațiul cosmic. Și până acum recordul lui nu a mai fost bătut de nimeni. Omul care a zburat cel mai mult sub această formă este Gennady Padalka, tot rus. A însumat în parcursul a 5 zboruri cosmice și 879 de zile petrecute în spațiul cosmic. Cel mai în vârstă astronaut din lume, John Glenn, care în 1962 devenea primul astronaut, iar la vârsta de 77 de ani, după ce a fost 20 de ani senator de Ohio și a susținut programele spațiale, a acceptat să zboare încă o dată în spațiul cosmic și să studieze efectele cosmosului asupra îmbătrânirii. În 2009 s-a încheiat ultima selecție de astronauți a Agenției Spațiale Europene. Au fost aleși 6 astronauți care pe rând au zburat în spațiul cosmic, ultimul dintre ei fiind Thomas Pesquet, de naționalitate franceză, care a stat jumătate de an în spațiul cosmic și s-a întors anul acesta. România, pentru că este și ea membru plin al Agenției Spațiale Europene, dar doar din 2012, are dreptul de acum încolo să participe la noi selecții de candidați cosmonauți pentru Agenția Spațială Europeană. Când se va organiza însă o nouă selecție, încă nu se știe. Dumitru Plunariu este membru a numeroase asociații și comisii de specialitate din România și străinătate. Din anul 2015 este președinte al Comisiei de Astronautică a Academiei Române și membru în Consiliul de Conducere al Academiei Internaționale de Astronautică. Noi suntem printre țările fruntașe în proiectele pe care le efectuăm în cadrul Agenției Spațiale Europene, dar și prin proiectele naționale. În 1968, ca Românie, am semnat acordul Intercosmos în baza căruia a fost creată Comisia Română pentru Activități Spațiale, care a organizat la nivel interministerial o serie întreagă de programe, proiecte de dezvoltare a aplicațiilor cosmice și au fost destule. În același timp a creat instituții, au fost formați specialiști, au fost selecționați candidați cosmonauți și așa am ajuns și eu să zbor în 1981 în spațiul cosmic. În 1991, după toate schimbările geopolitice majore la nivel european și nu numai, a fost creată Agenția Spațială Română, așa numită ROSA, de la Romanian Space Agency, care a generat Programul Național de Cercetare-Dezvoltare în domeniul cosmic. De asemenea, în 1991, am semnat primul acord de cooperare cu Agenția Spațială Europeană, la început în domeniul cercetării științifice și atât, iar la reînnoirea acordului, pe care l-am semnat personal cu directorul general al Agenției Spațiale Europene de atunci, în 97, am prins inclusiv colaborare industrială, care se materializează. Și România, acum suntem în 2017, la sfârșitul lui 2016, s-a aprobat în cadrul Consiliului Interministerial al ESA să participăm nu numai la programele la care participăm, investind câteva zeci, aș putea spune, de milioane de euro în acest program și revenindu-ne sub formă de proiecte în România, inclusiv să participăm la dezvoltarea industrială a viitoarei rachete europene, Ariane 6 și Vega 5. Ariane 6 este o rachetă grea, Vega C este o rachetă ușoară pentru lansat sateliți mici. În 2000 am semnat primul acord cu NASA, cu Agenția Spațială Americană, Administrația Americană pentru Aeronautică și Spațiu. De asemenea, acel acord l-am semnat eu, în numele Guvernului României, împreună cu șeful pentru relații internaționale al NASA de atunci, John Schumacher, care întâmplător acum, sau poate nu întâmplător, este propus administrator adjunct al NASA de către noua administrație, iar acel acord a cuprins pentru prima dată între o țară din estul Europei și NASA programe concrete de cooperare, dintre care cel mai promovat și susținut de către americani a fost cel de telemedicină. Anul acesta, în vară, pentru prima dată, am încheiat un acord de cooperare cu China.
China este o nouă putere cosmică, apreciată, care se caută să fie introdusă în numeroase cooperări internaționale, iar ea, cu precauția chineză tradițională, intră în cooperări internaționale, ESA având deja un acord de cooperare, inclusiv în domeniul zborurilor cosmice pilotate, începând cu 2022, când China va avea pe orbită o stație orbitală proprie. Tinerii ar trebui să exploreze domeniul științific, să îndrăgească tehnica, a spus la Craiova cosmonautul. Pentru că o societate nu poate să se dezvolte fără știință, industrie, economie. Nu poate să funcționeze numai cu turism și sisteme bancare, trebuie să producă ceva, să exporte acel produs și să beneficieze de pe urma lui. Dumitru Prunariu îi sfătuiește pe tineri să viseze, să învețe și să muncească pentru a-și îndeplini visul. În primul rând să-și urmeze visul. Pentru că niciodată nu știi ce surpriză îți poate rezerva viața, prin ce hazard poți să ajungi să te ocupi chiar de ce ai visat. Deci, eu am visat întotdeauna să zbor, dar nu neapărat în cosmos. Doream să zbor cu ajutor. Și, pur și simplu, s-a nimerit să fiu la momentul potrivit, în locul potrivit, pentru a ridica mâna și a spus, vreau să fiu și eu voluntar pentru a zbora în spațiul cosmic. Cred că dacă efectuam serviciul militar cu jumătate de an după momentul în care l-am efectuat, pierdeam oportunitatea de a participa la acea decizie voluntară de zbor în cosmos și continuam activitatea ca inginer de aviație la fabrica de avioane de la Timba. Poate ajungeam la București, poate ajungeam director, cine știe, sau pur și simplu șef de secție, șef de servici pe undeva pe acolo, așa cum au ajuns marea majoritate a colegilor mei de grupă cu care am început împreună și am plecat împreună. Numai că eu am schimbat traiectoria. S-a întâmplat. În orice caz, dacă nu ai un vis pe care să-l îndeplinești, dacă nu-l urmărești, nici șansa nu. Oricum, pentru a zbura în cosmos, cel mai probabil este să te ocupi de științe. Diverse. Nu neapărat astronaut. Au zburat în spațiu cosmic, medici, jurnaliști, biologi. Și să te... să ajungi să lucrezi într-o instituție care promovează experimente cosmice și care chiar are posibilitatea să propună și oameni pentru a ajunge în cosmos. Mai greu am avut în România. Dar nu este imposibil. Dumitru Prunariu a vorbit și despre faptul că spațiul cosmic a devenit încet, încet un business. Miliardarii lumii au intrat în competiția turismului spațial. Zeci de companii private au construit rachete care efectuează zboruri cu turiști în spațiu. Încet, încet, dezvoltându-se infrastructura cosmică, privații au venit și au început să investească. La început, să solicite agențiilor spațiale mari să efectueze în numele lor experimente științifice pentru instituții private de cercetare, foarte performante de altfel, și de la comercializarea spațiului cosmic, pentru că aceea a fost o primă fază de comercializare, s-a trecut la privatizarea spațiului cosmic, astfel încât privații au început să-și cumpere module, să-și cumpere echipamente pe care să le trimită în cosmos, deocamdată tot cu ajutorul infrastructurii spațiale guvernamentale, să-și efectueze propriile experimente sau să-și producă propriile materiale în spațiul cosmic pe care să le readucă pe Pământ și să le utilizeze. Deci spațiul cosmic a devenit de vânzare. Ei bine, există o știință întreagă a economiei cosmice pe care și-o însușesc mulți și încep să dezvolte tot mai multe business-uri în acest domeniu, care într-un anumit context internațional ajung să devină foarte profitabile. Este un cosmodrom în deșertul Nevada din Statele Unite și aparține lui Sir Richard Branson, care are firma Virgin Galactic și de la acel cosmodrom urmează să trimită turiști în spațiul cosmic într-un viitor apropiat, probabil anul viitor va începe, cu ajutorul unei nave de 6 locuri, astfel încât oamenii, la limita spațiului cosmic, să trăiască câteva minute din imponderabilitate totală, să simtă ce înseamnă acest lucru și să revină după aceea pe Pământ. Ei bine, spre deosebire de un bilet privat pentru a zbura o săptămână la bordul stației orbitale, care la început costa cam 35 de milioane de dolari, iar acum a ajuns până la 52 de milioane de dolari, un zbor de acesta pentru 3 ore, decolare, aterizare și 7 minute în imponderabilitate, costă mult mai puțin. Cam 200.000 de dolari. Desigur, noi încă nu ne permitem, dar când vom ajunge la 20.000 de dolari, vă asigur că mulți români, care au suficienți bani,
Nu toată lumea, desigur, își vor permite să plătească astfel de bilete și să participe la dezvoltarea unui business privat în domeniul cosmic. Iată și nava cu care Sir Richard Branson urmează să trimită oameni în spațiul cosmic. Este vorba de Spaceship 2, adică numărul 2. Iar aceasta a rezultat în urma unui concurs privat. Cine reușește în mod cu totul privat să construiască o navă cosmică care să ducă 3 oameni la limita cosmosului, la 100 de km altitudine, să-i aducă în siguranță jos și nava să fie relansată la 2 săptămâni după aceea. Și o firmă americană, împreună cu Sir Burt Rutan, care conducea acea firmă, au investit, au construit nava. Ulterior s-a asociat cu ei, Sir Richard Branson, și a construit firma Virgin Galactic, cu care urmează să trimită oameni în cosmos. Acel premiu X, ca urmare a căruia s-a construit acea navă, care a constat în 10 milioane de dolari, a fost plătit de o firmă bogată, de niște milionari americani, de origine iraniană, printre care promotoarea principală a lor este Anousheh Ansari, care a devenit cosmonaută privată, plătindu-și un zbor cosmic și cu care ne vedem periodic la congresele Asociației Exploratorilor Spațiului Cosmic. Ei bine, un nou premiu pentru a zbura în spațiul cosmic este Google XPRIZE. Iar promotorii lui, aceiași ca și a lui XPRIZE, consideră că doar prin inițiative private se poate promova foarte rapid progresul, știința, față de birocrația unor instituții de stat și au propus ca să ofere vreo 30 de milioane de dolari firmei private care reușește să trimită un roboțel pe lună care să parcurgă cel puțin 500 de metri și care să transmită imagini de înaltă rezoluție, foto și video. Și se lucrează intens la un astfel de proiect. Eu aș spune că turismul cosmic este necesar. Dacă din turism cosmic o firmă poate să facă business și poate să satisfacă dorința și plăcerea unor oameni de a călători nu numai pe pământ sau în atmosferă, ci și în afara acesteia, foarte bine. Există firme care dezvoltă programe întregi, există chiar un antreprenor care propune stații orbitale gonflabile, care să fie dintr-un material special, dar să se umfle în spațiul cosmic și în ele să existe așa numite hoteluri cosmice. Ei bine, pentru testarea voastră de stație gonflabilă va zbura și se va lipi la Stația Cosmică Internațională. De asemenea, pentru turism cosmic, dar și pentru utilizare de către alte firme, de cercetare științifică sau de producție în spațiul cosmic, sunt deja concepute stații cosmice private. O firmă privată americană are exact aceleași planuri de a trimite module care să efectueze jocțiunea cu stația orbitală, să fie testată, ulterior să se desprindă, să formeze o altă stație spațială privată. Toate acestea sunt inițiative private și în momentul în care se scot bani din ea, privatul este interesat să investească. Iar în Statele Unite, credeți-vă, sunt investitori cu extrem de mulți bani. Extrem de mulți. Un astfel de investitor poate avea bani și investi mai mult decât timpul. Astronautul le-a vorbit studenților și despre asteroizi și puterea lor de distrugere, despre catastrofele pe care le-au lăsat în urma lor pe Pământ și despre faptul că istoria se poate repeta oricând. Pe tot globul, cercetători, ingineri și astronauți se pregătesc acum pentru o bătălie de proporții cosmice. O problemă importantă care este amplu dezbătută acum este problema asteroizilor cu posibilitate de impact cu Terra. Acești asteroizi sunt studiați, eu sunt implicat direct într-o serie de instituții care se ocupă de studiul lor, inclusiv la nivelul Organizației Națiunilor Unite, iar așa, pentru o explicație simplă, cum se produce impactul cu un asteroid. Asteroizii sunt corpuri cerești care se învârt și ele, ca și Pământul, în jurul Soarelui, dar pe orbite cu altă înclinație de obicei, nu au înclinația ecliptică, și se învârt pe tot felul de direcții. Sunt asteroizi, foarte mulți, în centura de asteroizi a sistemului nostru solar, undeva mai departe de planeta Marte, între Marte și Jupiter. Sunt sute de mii de asteroizi catalogați, cunoscuți, mulți alții care sunt suficient de mici să nu prezinte importanță deosebită. Iar aici trebuie să mă laud cu un lucru. Din primăvara aceasta, unul din asteroizii aceștia, din centura de asteroizi a sistemului nostru solar, poartă și numele meu,
ca urmare a unei decizii a Uniunii Astronomice Internaționale și ca urmare a activităților și importanței lor pe care le-am depus în acest domeniu. Ei bine, dacă Pământul se învârte în jurul Soarelui, un asteroid se învârte și el, s-ar putea la un moment dat ca orbitele lor să se intersecteze în același punct. Atunci se produce coliziune. Probabil vă amintiți, ați citit sau ați auzit că în 1908, pe 30 iunie, un asteroid a căzut în zona Tungusk din Siberia, a pus la Pământ peste 2000 de kilometri pătrați de pădure, iar efectele în atmosferă, ionizarea puternică a atmosferei, unda de șoc, au fost simțite, percepute, atât în Anglia cât și în țările nordice și au fost martori oculari a ceea ce s-a întâmplat atunci, care au dat declarații științifice, au fost înregistrate în diferite documente ale vremii. Ei bine, de la această dată de 30 iunie ne-am legat de ea și am propus Organizației Națiunilor Unite să accepte o zi internațională a asteroidului, Asteroid Day se numește. Eu am făcut propunerea în numele Asociației Exploratorilor Spațiului Cosmic și a fost aprobată în toamna trecută de ONU. Dumitru Prunariu are în prezent gradul de general major în rezervă și spune mereu prezent la întâlnirile cu elevii și studenții pasionați de astronautică. Zbor la înălțime, imagini spectaculoase, experiențe inedite, toate într-o aventură de neuitat cu balonul cu aer cald. Îndeplinește-ți visul și sparge barierele rutinei cu un zbor cu balonul. Intră pe www.balonadventure.eu și află mai multe. Aventura cu balonul te așteaptă! Proiectul Aventura cu balonul, un nou produs turistic comun, este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul programului Interreg 5A România-Bulgaria. Descoperă plăcerea turismului a mobilității individuale pe două roți de-a lungul Dunării. În cele 15 județe limitrofe fluviului din România și Bulgaria, de la Mehedinți până la Constanța și de la Vidin până la Dobrich, poți acum închiria biciclete electrice în 32 de orașe. Un parteneriat puternic în Componența, Agenția de Dezvoltare Regională și Centrul de Afaceri Vidin, Camera de Comerț și Industrie Vidin, Asociația Română pentru Industrie Electronică și Software Oltenia și Patronatul Local al întreprinderilor mici și mijlocii Calafat a creat o rețea transfrontalieră, a oferit operatorilor 240 de biciclete electrice, 70 de stații de încărcare, 2 studii de conectivitate și 18 evenimente e-biking. Proiectul Rețeaua de Biciclete Electrice este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul programului Interreg 5A România-Bulgaria. După o viață petrecută la catedră, Mihaela Albu și-a găsit refugiul în poezie. Pasionată dintotdeauna de cuvântul scris, fostul dascăl își împărtășește gândurile, trăirile, dar și cunoștințele sale în cărțile publicate, cărora deja le-a pierdut numărul. În sala de așteptare, tot mai puțin prieteni, tot mai multe scaune goale și tot mai puține așteptări. Tot mai departe strigătul de triumf al începutului, în neamintire, în netimp, tot mai multe întrebări și tot mai puține răspunsuri. Tot mai multe trenuri opresc în stație, mereu mai mulți pasageri, tot mai aproape tunelul. Îmi pare aceeași gară din care am plecat visând. Nu văd că și ea, gara, și eu, pasagerul, ne-am acoperit riduri și crevasele sufletului cu un fart de speranță. Prin el, privirea mi se oprește pe resturi de viață. Aș fi vrut să nu port niciodată în minte capătul. Aș fi vrut să cred că e departe, aproape de nesfârșire. Aș fi vrut să nu mă gândesc nici la început. Să știu numai clipa. Să privesc norii ca și cum i-aș vedea prima dată. Aș fi vrut să mă las mângâiată de val ca și cum numai pe mine mă îmbrățișează. În sala de așteptare, aș fi vrut să iau alături pe toți prietenii, să nu șterg mereu câte unul din memoria telefonului. În memoria mea intră și ies cu rândul ca la teatru. Pe scenă, o piesă cu mulți actori, cu multe replici, înțelepte și îndrăznețe replici. Aș fi vrut un dialog în care toate întrebările să aibă răspuns. Când a intrat
ți s-a spus și ție pe semne, poarta muntelui deschisă e dinaintea ta. Ai început urcușul. Cu fiecare clipă, un pas. Cu fiecare treaptă, un ceas de istorie. A venit un timp când ai cutezat. Când ai cutezat să-i ceri zilei oprirea. Măsurai trecerea. Fiecare oră avea miros de sărbătoare, cereai zilei tainul. Dimineața, caldul gălbenuș îți lumina fața, amiaza aducea împlinirea, trăiai. Hai, dați-mi o cupă de culoarea chihlimbarului, una ca sângele clocotitor, dați-mi un pahar plin cu încredere, unul cu amăgitoare nădejdi. Aș bea cupa, aș goli paharul, aș dansa pe muzică de sfere, mi-aș căuta toți îngerii, aș cere să mă ia de mână, să-mi dezlușească neînțelesul și poate, poate răspunsul. Răspunsul la marea întrebare a trecerii. Și iată că, în fiecare an, la zi întâi, îngerul mă ia de mână. Îmi promite un drum. Pornesc temătoare. Din când în când rătăcesc. Cu atâtea ocupații e firesc să mă mai scape din vedere. Nu-l stric, nu-i atrag atenția. Când își amintește, vine singur. Eu îi aștept răbdătoare atingerea, strălucirea. Deschidem împreună calea spre țărmul din față. De-aș avea timp să vă povestesc pe îndelete, numai că tocmai asta îmi lipsește. Altfel sunt bogat. Pomii toți au încă frunze, multe sunt deja rămici, ei drept. Am multe vise și nenumărate așteptări. Și așa, de-aș avea timp să vă povestesc pe îndelete, v-aș invita pe toți în grădina cu iluzii, în țara miracolelor și v-aș dezvălui taina. Aș uita de iarnă, de zilele prea scurte, prea puține, de capăt. Mi-aș aminti numai înțelegerea noastră. Să ne așteptăm în ziua promisă. Armoarul cu poezie este cea mai recentă carte a Mihaelei Albu și cuprinde poeme dedicate prietenei sale Aurora Cornu. Volumul în pregătire se va numi foarte ciudat, poate, Armoarul cu poezie. Și ideea mi-a dat-o Gabriela Melinescu dintr-o poezie pe care i-a numit-o Dulapurile de poezii. Ca motto am pus o strofă din acest poem al ei și îl voi citi. Te asigur, aceasta nu este ultima scrisoare pentru tine. Corespondența noastră continuă, cu toate că nu mai ai nicio adresă. Există încă dulapul de poezie cu picioarele de grifon și aripile de balaur. Gabriela Melinescu, Dulapurile de poezii. Și acum, ce-am scris eu, inspirată de Gabriela Melinescu? Îți scriu. Îți scriu mereu scrisori în gând. De câte ori vreau să le aștern pe hârtie, cuvintele se amestecă, se despart de mister, dezvăluie taina. În mintea mea au altă ordine, alt rând în importanță. Încrederea vine înaintea tuturor, urmează cutezanța și toate celelalte sentimente pe care tu, poet al depărtărilor, le cunoști. Scrisorile din gând sunt în versuri, rostogolez rime și metafore romantice. Din când în când îți mai scriu un sonet, chiar și o odă. Te asigur, niciodată nu mă voi opri să scriu scrisori în gând. Știu că tu poți să le citești. Știu că numai tu poți depozita în casa ta toate dulapurile de poezii, cu poezii, nescrise vreodată, dar totdeauna visate. Era o noapte în care toate stelele ne cunoșteau. Noaptea în care clipa își dădea întâlnire cu ora, căci cu dansul nebun al culorilor zilei se întrecuse frumusețea ta, Aurora. În părul tău, licuricii agrafe ajutau ochii să lumineze întunericul greu. Roșul gurii tale înflăcăra noaptea și mă chema către tine mereu. Era o noapte de început de lume, ea se lăsa în părul tău albastră. În colțul gurii tale un surâs anume a întredeschis spre început fereastră. Era noaptea în care uitam că trec anii, o oră cât viața ne îmbrăcase trăirea. Vântul strecurat prin trecutele vieții ne amintea că darul zeilor iubirea. Poezie care
deși nu e livrescă în sensul consacrat al termenului, da, nu se poate sustrage unei categorii, ca să zic așa, de viziune a existenței dintr-o perspectivă, cum spuneam, a trăitului, a raportării prin bulboanele acestea ale cotidianității în momentele în care ea consideră că poezia îi face cu ochiul, că poezia o atrage și atunci scrie. Nu întâmplător, spun eu, o ultima secțiune a acestui volum este oarecum raportată sau pusă într-un fel de confruntare prin exorcizarea unui ecou cu câțiva poeți care importanți ai noștri și din literatura universală, un Pessoa, un Rilke, dacă nu mă înșel, tocmai acest gest, act pe care îl face, trimite la, pe de o parte, la acel aspect sapiențial, cum îl numeam, și nu livresc, dar și trimite și la imposibilitatea totuși de a se sustrage irevocabil din câmpul acela al cercetării istoric-literare sau de recuperare a unor mari spirite ale culturii românești. Mihaela Albu s-a născut într-o familie îndrăgostită de carte, tatăl său fiind unul dintre cei mai buni profesori de limbă și literatură română din Craiova. Poezia. Dar ce e poezia? S-au dat atâtea răspunsuri evazive la această întrebare. Nici eu nu știu ce e poezia și mă agăs de acest nu știu ce ca de un colac de salvare. Simorsk. Și eu. Caut, tot caut ce cuvânt să aleg. Ce idee să trimit ca să-ți placă ție. Știu că ești unul dintre aceia cărora le place poezia. Aș scrie poezie cu literă mare. Să atrag atenția. Aș putea aici colo, aș pune aici colo câte o metaforă, tot pentru a-ți aduce aminte că eu mă agăț de acest necunoscut, de acel ceva misterios și de neînțeles, primit într-o toamnă târzie, ca un colac de salvare al întregului sens. Poezia îmi amintise și Odiseea Selitis. Nu se supune obișnuitelor distincții cotidiene. Oameni buni, să facem ceva pentru ocrotirea poeților. Dacă dispar, echilibrul ecologic se surpă. Ei sunt singurele insecte din lume care se pricep să facă polenizarea îngerilor. Spiridon Popescu. Apelul bătrânului naturalist. Poemul meu se intitulează Lada cu îngeri. Cândva scriai despre lada cu îngeri. Metafora ascundea, descoperea incredibilul. Poetul învăța că nu este singur. Îl acrotise o zi anume, un trimis anume. Așa îi se citise horoscopul. Naturalistul suprem, el însuși îi adusese lada cu îngeri. De atunci, poetul stă în dreapta lui și caută, tot caută cuvântul ca să exprime adevărul neașteptat, nesperat, întâmplat. Câteva dintre poemele Mihaelei Albu se regăsesc în numărul 10 al revistei Mozaicul, lansat pe 15 noiembrie la Biblioteca Județeană Alexandru și Aristi Aman. Numărul din această lună este un omagiu adus lui Gunter Grass. Scriitorul de origine germană a murit pe 13 aprilie 2015 la vârsta de 87 de ani. Dosarul dedicat lui Gunter Grass l-am publicat în revistă cu ocazia împlinirii a 90 de ani de la naștere. Nu știu dacă alte reviste au mai făcut asta, dar mie mi s-a părut că e remarcabil faptul că cineva s-a gândit să sărbătorească un scriitor foarte mare de talie germană. După cum probabil s-a văzut, pe lângă direcțiile mari din revistă, literatura exilului sau avangarda sau scriitorii români contemporani,
Mai există și această filieră de scriitori străini foarte mari pe care îi avem în vedere pentru dosar. Și Günter Grass este unul dintre ei. Anul trecut am avut și alți autori, de pildă Peter Beagle, care este un foarte mare scriitor american și cu siguranță vor mai fi. Poate ne ocupăm și de Italie, la, mă gândesc. Sunt 5 articole în acest dosar și fiecare dintre ele încearcă să surprindă o ipostază a acestui scriitor german. Cel mai cunoscut roman al său este Toba de Tinichea, care și definește universul romanistic, iar în dosar, pe de o parte, există un articol teoretic-social dedicat gândirii lui Günter Grass, există un articol de prezentare generală, există un articol dedicat poetului Günter Grass, care este scris chiar de un tânăr poet clujan, și anume Savu Popa, premiat de noi la Craiova la concursul național Traian Demetrescu, și un interviu de 2 pagini care mi s-a părut extrem de interesant. Este chiar ultimul interviu cu Günter Grass, pe care l-a tradus Anca Șerpan din limba germană, și care este un interviu, de fapt, un dublu interviu luat în același timp cu Günter Grass și cu regizorul care a pus în scenă, a dramatizat celebrul roman Toba de Tinichea. Este foarte interesant de observat dinamica acelui interviu, fiindcă întrebările sunt adresate în același timp regizorului și autorului, și veți vedea cum perspectivele uneori sunt relativ asemănătoare referitor la problema din întrebare, alteori sunt destul de diferite, și este interesantă această dinamică între felul cum vede un regizor subiectul din roman și felul în care vede scriitorul dramatizarea sa după roman. Revista culturală Mozaicul a fost fondată în anul 1838 de Constantin Leca și retipărită după 1990 de editura Aius Craiova.